Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele Partidului Puterea Oamenilor, fost primar interimar al Capitalei, domnul Ruslan Codreanu. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, domnule Gonța, mulțumesc pentru invitație. De fiecare dată e o plăcere. Mulțumesc, domnule Codreanu. Vreau să vă spun că săptămâna trecută am avut eu acces la un sondaj de opinie intern comandat de către un partid politic de la noi, cu privire la alegerile locale din toamna acestui an, cel puțin programate pentru toamna acestui an. Sondajul vizează în special municipiul Chișinău. Domn Cotean, eu vreau să vă spun că din cele văzute există șanse mari ca la toamnă dumneavoastră să plângeți politic foarte serios dacă domnia voastră, împreună cu mulți alții de pe dreapta, nu vă consolidați și nu mergeți împreună. De aici apare prima mea întrebare. Fiecare de capul său, totuși, la localele din toamna asta, sau au loc discuții, negocieri, tratative și alte sinonime? Deci nu știu dacă să vă mulțumesc sau nu pentru așa o introducere pesimistă, dar cu siguranță că ne dați de lucru. Așa cum știți și de la alți colegi mei de la alte partide, noi suntem în discuții. Eu personal sunt în discuții de vreo 2 ani. Probabil că asta e tema mea pe acasă, pe care nu am reușit să o fac încă destul de bine, dacă tot încă în discuții și suntem. Chiar astăzi am avut discuții cu o formațiune politică extraparlamentară. Discuții sunt. Deja rezultatul la care vor duce discuțiile respective depinde de fiecare dintre noi, depinde din colegii mei, de colegii colegilor mei. Dar eu foarte mult sper și nu am să repet ceea ce au spus deja de nenumărate ori prin toate studiourile celelalte partide extraparlamentare, că noi suntem deschiși pentru o colaborare și da, noi suntem siguri că șansele partidelor mici de dreapta extraparlamentare sunt destul de reduse. Dar nu vreau să fiu nici atât de optimist, pentru că de lucru mai este. 5 luni de zile mai este până la alegerile locale din municipiul Chișinău care vor avea loc. Așa că nu avem decât să ne ținem mânecile răsuflecate așa cum le-am avut până acum și să continuăm una să discutăm având un rezultat foarte concret, deși rezultatul trebuia să fie ieri. Doi, dar să continuăm să ne consolidăm și organizațiile în sectoare, în suburbii, în celelalte localități, unde vor fiecare dintre noi vor avea candidați. Da, mărul discordiei pentru toate aceste partide este cine-i candidatul comun pentru funcția de primar sau merele discordiei reprezintă și lista pentru Consiliul Municipal Chișinău? Eu nu știu dacă este măra discordiei, pentru că atunci când ne așezăm cu toți la masă, noi suntem conștienți că noi avem nevoie unul de altul și avem nevoie de parteneriat. Ceea ce cerem și noi de la PAS, de fapt, noi cerem și unul de la altul. Noi trebuie să fim parteneri și să nu ne cotonogim, pentru că niciunul dintre noi, mai ales Partidul Puterea Oamenilor, nu a venit să critique, să divizeze, dar a venit să unim și să construim comunități. Discuțiile au avansat mai mult decât cine este candidatul. Discuțiile au avansat și până acolo că dacă de forma de unificare, din păcate, și o spun din păcate și pentru ceilalți colegi care mă ascultă din alte partide, foarte mult persistă ideea de fuziune, nu de bloc comun. Ori repet ceea ce am spus-o și la toți colegii mei, 6 la număr din celelalte partide, Codreanu Ruslan nu se ține de ștampilă de partid. Noi eram gata să și fuzionăm cu alte echipe, pentru că noi suntem foarte conștienți că în fiecare partid sunt oameni buni. În fiecare partid există o experiență pe un anumit domeniu sau pe altul. În fiecare partid sunt oameni sau toți oamenii care nu vor să plece din Moldova și își văd viitorul aici. Și nu am vrea să ne blocăm, pentru că tot noi suntem cei care transmitem mesaje în societate că suntem divizați, dar noi între noi nu ne putem uni când e vorba de câteva mii de oameni în fiecare echipă. Dar, spre regret, ce am întâmpinat noi cel mai des este o lipsă de încredere între cei care se așează la masa de discuție și nu se vorbește de o colaborare pe termen lung. Ori noi am zis că Partidul Puterea Oamenilor, așa cum suntem noi fără experiență și 80% din colegii mei n-au mai făcut parte din alte partide, noi nu suntem pentru azi și mâine. Noi vrem un parteneriat durabil în Republica Moldova pe termen lung. Și nu neapărat fuziune, că nu vrem să ne predăm nici cui, dar vrem colaborare și parteneriate, bazate pe încredere. Ori atunci când cu tine se discută că
hai veniți și fuzionați cu noi și vă dăm un membru, un birou politic. Noi nu, colegii mei cel puțin nu consideră asta serios. Noi am avut discuții avansate, inclusiv, și îmi cer scuze pentru detalii tehnice, la nivel de birourile politice. Deci colegii mei toți au mers să discute cu mai mulți colegi din alte partide. Deci noi suntem în discuții și noi vom continua discuțiile, pentru că așa cum am zis eu nu vreau să plec din Republica Moldova și fac tot posibilul ca în fiecare zi să încercăm să schimbăm lucrurile atât în municipiul Chișinău cât și în țară. Și noi nu credem într-un partid, noi nu credem într-un singur lider, noi credem în comunități de oameni. Noi vom continua să discutăm cu toți ca să construim aceste comunități de oameni, aceste parteneriate. Dar cine își dorește rolul principal în acest serial politic? Cubul domnului Munteanu? Ar fi greșit să dau nume, chiar dacă probabil că din asta ați face știri. Nu vreau să dau nume, dar nu, cu siguranță nu e ce le-ați menționat dumneavoastră. Cei care strigă cel mai mult că sunt cei mai deschiși, aceia tot timpul sunt cei care nu vor să cedeze nimic și se văd lideri mai departe în continuare. Lideri de partid? Da. Dar de discutat cu cei din PAS, ci că domnul Lilian Carp ar fi candidatul formațiunii de guvernământ. Poate vă uniți în jurul domniei sale? Domnule Gonța, sunt câteva partide cu care nu am discutat pe parcursul ultimilor 2 ani și, din păcate, Partidul de la Guvernare, Partidul Acțiune și Solidaritate, este unul dintre ele. Și asta este și mesajul pe care noi încercăm să-l transmitem, că nu e vorba că noi ținem fusta cuiva, dar orice partid de guvernare, fie el de o culoare sau altă, are nevoie de parteneri, de critică constructivă, de ajutor, de, nu știu, de sfaturi, de deschidere. Nu poți să ai toată deschiderea din toată lumea, dar la tine în țară să nu ai niciun partener de colaborare. Și când vorbesc de partener, iarăși nu vorbesc de prieteni, nu vorbesc de să crești un partid, spoiler, dar pur și simplu parteneri care să-ți vină și cu opinie constructivă. Ori noi suntem cei de la puterea oamenilor, suntem foarte clar că educația este prioritatea noastră și noi am cerut și cerem demisia ministrului Topală de educație, pentru că nu există educație în țară. Noi am fost pentru întreprinderile mici și mijlocii și am cerut demisia ministrului agriculturii. Deci noi oricum criticăm. Noi putem susține anumite inițiative. Noi vrem să fim parteneri credibili, criticând. Dar, așa cum am zis-o de nenumărate ori, greșeala cea mai mare a partidului de guvernare este aroganța. Aroganța de care dau dovadă în continuare atunci când e vorba de a găsi un numitor comun la tine în țară. Nu doar de sărbători, când faci Marea Adunare Națională, dar mereu să ai un dialog constructiv, atât cu societatea civilă, care și critică, nu doar cea favorabilă, cât și cu partidele politice, fie parlamentare, fie extraparlamentare, fie de opoziție, fie nu de opoziție, cu toți. Trebuie să faci să ai un dialog. Eu am auzit de candidatura domnului Carp, nu am decât să-i doresc succes și îmi permit să-i dau și un sfat, ca în dezbaterile când va participa în campania electorală să lase geopolitica, dar să vorbească despre administrarea orașului. Și are 5 luni de zile să învețe ce înseamnă să administreze un oraș, despre ce este municipiul Chișinău, câte întreprinderi are municipiul Chișinău, cu ce se ocupă în general primăria. Are de învățat un pic. Dar a lucrat omul în cadrul administrației Chirtoacă. Ca și consilier, da, dar e departe să fii consilierul primarului și să administrezi. Dacă nu și nu, dacă nu reușiți să duceți la un bun sfârșit aceste negocieri, rămâne cum a stabilit partidul, da? Dumneavoastră veți candida pe cont propriu. Ruslan Codreanu va candida cu echipa pe cont propriu. Eu v-am mai întrebat, și eu nu ironizez, dar poate e mai simplu să lăsăm pe Ceban Ion și ia al doilea mandat. Multă lume zice că merită. Eu știu că îmi dau seama ce să răspundeți, dar mă gândesc, poate v-ați răzgândit de la ultima noastră întrevedere aici. Nu, eu cu toată îndrăzneala pot să vă întreb care sunt cele mai mari 3 probleme a țării. Și dumneavoastră cu siguranță le știți, pentru că și toți invitații din emisiunile noastre vorbesc sau despre agricultură, sau despre sărăcie, sau despre migrație, despre corupție. Pe astea sunt. E sărăcia, e corupția și lipsa unei buni guvernări, migrație. Păi toate problemele astea, ele sunt valabile și în municipiul Chișinău, care este capitala financiară, și nu doar, a Republicii Moldova, a întregii țări.
83% din impozite se plătesc în municipiul Chișinău. Noi întreprinderi avem pe țară, avem întreprinderi, 63 de întreprinderi și în municipiul Chișinău. Păi cum se gestionează prost banii la nivel de țară, așa de prost se gestionează și în municipiul Chișinău, înțelegeți? Cum este corupția la nivel de guvern, aceeași corupție este și la nivel de primărie. În construcții, în eliberarea de autorizație, în cheltuirea ineficientă a banului public. Cum se administrează prost banul public la guvern? Noi tot zicem că guvernul împrumută miliarde de la toți partenerii de dezvoltare. Păi și ce bani am împrumutat? Și de la Banca Europeană de Dezvoltare și Reconstrucție, și la toate băncile comerciale din Chișinău. Au împrumutat cu aceeași rată a dobânzii. Păi nu este diferență, domnule Gonță, cum se guvernează țara și cum se guvernează municipiul Chișinău. Așa că eu nu cred, noi dacă vorbim că ăștia sunt răi, ăsta e bun. Nu-i bun. Pentru că e aceeași lipsă de transparență. Se guvernează în regim de urgență, în stare de urgență de 2 ani de zile. Dar nicio decizie a primăriei nu-i publică. Nici o decizie de cum s-a cheltuit bugetul public și noi vorbim de 7 miliarde pe an. Deci sunt 28 de miliarde în mandatul lui Ion Ceban care s-a cheltuit bani public. Cu ce e mai bun? A, că ei merg în tandem? Că pasul lui convine Ion Ceban? Da, eu asta am zis și eu asta o cred. Ion Ceban este cel mai bun candidat a PAS pentru alegeri locale din municipiul Chișinău în 2023. Și ei deja sunt confortabili cu majoritatea care poate să o facă cu viitorul partidul lui Ion Ceban. Înțelegeți? Pentru că toate acțiunile lor și tot ping-pongul ăsta între guvern și primărie, între MAI și primărie, între Ministerul Sănătății și primărie, el nu este orientat spre noi, spre a rezolva probleme, problemele reale de zi cu zi. E un tandem foarte bine de ping-pong cine e mai rău și cine e mai bun în sondaj, cine e mai tare în sondaj. Când toate troleibuzile au cântat chemările la Marea Adunare Națională. Dar asta putea fi fără acordul domnului Ceban? Nu. Cine eliberează? Deci asta e doar autorizația primăriei. Asta nu este autorizația directorului întreprinderii. Înțelegeți? Și poftim. În toate stațiile avem reclamă la nouul partid al lui Ceban. Resursul administrativ este folosit. În toate stațiile de așteptare este denumirea noului partid al lui Ion Ceban. În toate troleibuzele când îndemnul doamnei președinte Maia Sandu veniți la Marea Adunare Națională. Cu ce nu-i frumos ta îndemnul? Foarte frumos. Bun. Doar pentru asta să-l dăm jos, că intendem cu... Nu, v-am spus. A. Lipsă de corupție, ineficiența cheltuirii banului public, nu mai vorbesc de lipsă de viziune, pentru că iarăși nu vreau să repet că mă critică toată lumea că m-am legat de parculețe și scoaruri. Nu mai zic în emisiunea asta nici un cuvânt de parculeț. Oricum, e drăguț. Dar Chișinău nu e despre asta, domnule Gonță. Noi, cu bani puțin, la nivel de țară, noi zicem că fermierii, agricultorii, se ducă în jos și dispare micul fermier și microagricultor. Păi credeți-mă că și la nivel de Chișinău noi nu avem micul business. Totul e monopolizat. Totul e monopolizat. Dosarele mari de corupție striga primarul actual în CMC când era consilier municipal. Iepa Media, pușcărie. S-a prelungit contractul cu Iepa Media. Mergem mai departe. Toate stațiile s-au dat la Iepa Media, care nu erau, s-au dat în plus încă, de către actuala conducere primăriei. Despre ce discutăm? Acum vorbim, mai revenim la Chișinău, dar despre Partidul Puterea Oamenilor. Dar în teritoriu sau vă concentrați în primul rând pe capital? Pentru locale care... Ca să zic așa, 60% din resursele noastre și umane și financiare o să meargă pentru municipiul Chișinău, 40% acolo unde avem organizații, în câteva raioane. Domnul Codreanu, de dumneavoastră, sau pentru dumneavoastră, este clar că PAS se va clasa pe locul întâi la numărul de primării pe care le va obține? Nu. Nu? Nu. Nu, eu tare vreau să depășesc speculațiile și emoțiile, dar în 17 localități unde au avut loc alegeri anticipate anul trecut, în 17 localități, PAS-ul nu a luat nicio primărie. Și asta era încă memoria proaspătă după alegerile parlamentare, unde au luat masiv 63 de deputați. Dar au fost 17 localități unde primarul ba a decedat, ba unde și-a dat demisia, ba unde a suplinit locul de deputat și au avut loc alegeri anticipate anul trecut. Păi nici în una din ele PAS nu a luat nici primăria și nu a luat nici majoritate în Consiliu. Eu înțeleg că acum înainte de alegeri locale se încearcă cu satul european expres, satul ultra. Probabil că vor fi diferite metode de a îmbuna și a arăta rezultate la nivel local. Eu doar sper că lucrurile astea să ducă spre un rezultat pentru oamenii din localități, pentru că într-adevăr o duc greu. Că oamenilor, dacă le s-au promis canalizație, deși eu nu știu cum poți face canalizație în jumătate de an, dar în fine.
Nu, pentru mine nici de cum nu este clar că partidul de guvernare va lua majoritatea primarilor. Eu nu cred lucrul ăsta. Dacă e să dăm crezarea altor lideri de partide care se plâng de faptul că guvernarea folosește la greu Aniu, dacă Plahotniuc folosea procuratura actuală, folosesc Aniu și își îndeamnă primarii altor partide care știu că sunt șanse mari în sat să adere la PAS, asta nu îi va ajuta? Eu cred că, dincolo de faptul că este un semnal urât, eu nu cunosc astfel de cazuri și ar trebui acum să filozofez și să spun și eu povești. Am urmărit declarațiile unor colegi de mei din alte partide unde ei vorbesc despre lucrul ăsta. Mm-hmm. Dacă asta se întâmplă și sunt dovezi, atunci colegii ar trebui să vorbească nu doar în studiouri despre asta. Nu doar în studiouri. Pentru că mie îmi ridică semne de întrebare atunci când oamenii au dovezi foarte clare că lucrurile se înrăutățesc, dar vorbesc despre asta doar în studiouri fără a aduce anumite probe. Și eu îi îndemn să aduc anumite probe, pentru că acest fenomen trebuie stopat. Acest lucru trebuie stopat. Da, astăzi sunt primari în funcție în fața cărora mă închin, care sunt într-a optelea mandat. Și așa a fost situația să fie că ei au fost la toate partidele. Dar atunci când mergi la om cu șantaj, cu amenințări și că noi putem să închidem un ochi sau putem să închidem doi, atunci nu, vremurile bune se transformă în să zic plajă. În ceva grav. Dar eu cu mare curiozitate urmăresc declarațiile unor colegi de mei care tot spun că primari din partidul lor sunt ademeniți și atrași prin diferite metode și unde nu merge financiar, merge cu sperietoarea și cu șantajul. Eu, ca și coleg de-a lor și ca cetățean Republicii Moldova, doar îi îndemn să facă publice dovezile și probele. Pentru că asta, dacă asta se întâmplă, asta este grav. Haideți să continuăm să vorbim despre alegeri, dar despre alte alegeri. Noi am avut recent alegeri în Găgăuzia. Cum v-a părut rezultatul și tot ceea ce a urmat și încă se pare că urmează? Ca și la Bălți. Eu cred că dacă noi vorbim despre un partid care de mult trebuia scos în afara legii, și dacă sunt probe pentru ca partidul respectiv să fie scos în afară legii, atunci nu te joci de circu, pâinea și circu, să faci spectacole de prost gust. Să intervii după a doilea tur, după ce oamenii și-au exprimat votul, după mine este tragic. Că candidatul partidului nu trebuia nici înregistrat, pentru că sunt dubii cu privire la finanțare, pentru că ai probe că îți transmit banii legal, că multe. Păi atunci ai intervii la bun început. Legal, cu probe, cu tot. Dar dacă mergem paralel de aici, noi parcă ne adresăm la Curtea Constituțională să scoatem partidul ușor în afara legii, de aici parcă înregistrăm candidați din partea partidului, de aici parcă nu ne place ceva și între mascații deja după a doilea tur. Mie mi se pare lucrurile triste. La fel cum am expus și la Bălți. Mi se pare un lucru trist. Și metodele de... Au fost situația cu Usatăi. Nu au fost... Pe vremea lui Plahotniuc nu i-a dat voie să candideze. Cineva aplauda, cineva era trist. Cineva zicea că Usatăi rău merită asta. Pe urmă a fost o situație cu Năstase. Cei care aplaudau pe Usatăi au început deja să strige împotriva lui Năstase, că așa trebuie. Lucrurile se repetă. A fost Usatăi, Năstase, Codreanu nu a fost înregistrat în cursul electoral. Cineva zicea bine, cineva zicea rău. Pe urmă Tauber la Bălți, acum Guțu la Găgăuzea. Lucrurile se repetă, dar noi avem același cec. Ca instituție, nu vorbesc de oameni, ca instituție. Avem aceeași delegație a Uniunii Europene, avem aceleași proiecte de asistență, avem aceleași judecătorii. De ce lucrurile astea se perpetuează când atâta simplu la cadrul legal, când avem recomandări la Comisia de la Veneția, când parcă suntem o democrație deja stabilită? Eu nu-mi imaginez cum după a doilea tur, după ce oamenii și-au exprimat votul, și nu contează pentru cine. Să intre mascații, să ceară probe. Păi au votat porții, dar lucrurile astea trebuiau penalizate înainte de a înregistra candidatul. Noi parcă ne jucăm de a șoarecele și cu mâți, așa, o leacă, puțin îi dăm voie, pe urmă îi dăm peste mâini. Și ce facem? Tot circul ăsta cu Marina Tauber, ba arestată, ba nu arestată, ba arestată, ba nu arestată, ba o luăm de la aeroport, ba... Cineva, balancează la procurator. Cineva ar putea crede că lucrurile astea se facă intenționat pentru a mai crește un rău, da? Pentru că guvernarea are nevoie de un rău, de a personifica rău, pentru că noi așa știm să conducem. Și aruncăm tot ce se întâmplă rău în țară în rău acela. Noi am găsit vinovatul. Dacă partidul ușor, el e vinovat. Războiul din Ucraina e vinovat. Și tot ce se întâmplă rău în țara noastră, aici. Dar de ce nu se intervine legal dacă tot sunt probe?
Pentru că noi tot am fost spectatori, că s-au găsit pachete cu bani, pachete cu bani, milioane încolo, milioane încoace. Păi despre ce discutăm noi? Ori este ilegal și trebuie scos în afara legii, ori dacă se termine cu spectacolul respectiv. Pentru că noi vorbim de oameni. În campanii electorale vorbim că Transnistria nu trebuie să voteze, că aceia nu trebuie să voteze, că diaspora votează, cui îi convine, votează, cui... Deci tot arătăm cu degete, de acolo doar sunt oameni. Noi despre ce vorbim? Despre procente sau despre oameni? Oamenii și-au exprimat votul. Dacă oamenii nu trebuia să-și exprime votul, asta trebuia de intervenit altfel, dar nu a doua zi dimineața cu mascați și cu documente retrase și nu știu ce. Că până la urmă ce? Să se dea semnal că totul e bine. Noul Bașcan va face parte din actualul guvern, pentru că Bașcanul Găgăuță este membru din oficiu al executivului. Noi zi de zi asistăm la niște scenete de astea dintre Dorin Recean și Irina Vlah, doar că doamna Vlah deja se retrage. Mai departe, ce credeți că ne așteaptă? Un fel de spectacole ca la Moulin Rouge între Dorin Recean și doamna Eugenia Guțul? Sau n-ar fi rău ca Parlamentul, care are 63 de mandate, schimbe legislația astfel încât Bașcanul să nu mai fie membru al guvernului? Nu, Bașcan nu trebuie să fie membru al guvernului și eu am propus că și primarul general al capitalei a municipiului Chișinău trebuie să fie membru al guvernului. Pentru că noi iarăși vorbim nu doar de capitală geografică, dar din toate punctele de vedere, Chișinău, municipiul Chișinău trebuie reprezentat în guvernul Republicii Moldova. Că sunt opinii diferite, că interesele cui promovează doamna Guțul, că dacă o să vorbească pe esență și argumentat sau o să vorbească despre politică, astea sunt deja întrebările lor. Și în primul rând a doamnei Guțul și a intereselor cui reprezintă. Dar întrebarea merge către partidul de guvernare. Partid care a câștigat cea mai mare încredere a populației istoric. Partidul care are 63 de mandate. Partidul care administrează bugete și instituții și tot. Și partidul care vorbește atât de mult despre importanța autonomiei Găgăuziei și despre respectarea tuturor etniilor care trăiesc pe teritoriul Republicii Moldova. Să nu ai candidat în Găgăuzie? Să nu încerci. Tot vorbim că oamenii sunt needucați, că oamenii nu sunt informați. Păi și tu ce faci? Îi izolezi? Că nu ai avut candidați acolo? Că nu mergi încolo să informezi? Că nu mergi să zici că Uniunea Europeană și Guvernul Turciei finanțează toate proiectele de infrastructură, inclusiv și rutieră și socială în Găgăuzie? Lași oamenii așa în oaza lor și în bula lor de neîncredere și frică? Eu cred că inclusiv participarea Bașcanului Găgăuzei la ședințele guvernului este un instrument, în primul rând, pentru guvern de a aduce informația corectă către populația din Găgăuzie. Dar asta foarte mult depinde de, iarăși, interesele cui le reprezintă noul Bașcan ales. Cineva zicea mai în glumă, mai în serios, că noul Bașcan ar putea să-și opună adjunctă pe Marina Tauber, iar legea permite că atunci când Bașcanul nu poate participa la ședință, merge adjunctul. Iată acolo va fi. Va fi. Dar știți cum, domnule Gonța, noi avem următorii trei ani electorali. Noi avem alegeri locale în 23, alegeri prezidențiale în 24 și alegeri parlamentare în 25. Și eu cred că noi trebuie să ne obișnuim cu următorii trei ani. Noi o să vedem mult spectacol, multă demagogie și multe promisiuni o să auzim. Și nu știu de ce nu se intervine dacă tot este dorință și instrumente legale să facă ca în România, să fie alegeri odată pentru tot. Înțelegeți? Nu, acum nu-i cazul. Cumva să nu iei cineva ca sfat și să anuleze alegerile locale și să le fac odată cu prezidențiale. Dar pentru următoarele cicluri electorale, obosim. Și asta sunt dincolo de costuri enorme pentru buget, dar noi obosim oamenii. Următorii trei ani noi avem alegeri. Și asta e circ. Nu cel puțin se va promite ceva și cel puțin se va repara câte un garduleț, că de obicei tot timpul așa se face. Până se repară gardurile, haideți să luăm câteva clipe de publicitate, vă rog, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Codreanu, rămânem încă un piculeț la partid ușor. Curtea Constituțională decide, se gândește și că pe 12 iunie sunt pledoariile și cam pe atunci a trebuit să hotărască soarta formațiunii. Dumneavoastră pledați pentru ca în alta curte să zică ce? Eu pledez ca să fie respectată buchea legii. Și eu pledez ca oamenii și noi, ca cetățeni Republicii Moldova, să nu fim luați de proști. Și dacă tot nouă un an de zile ne se zice despre frăția hoției și corupției și să ne se aduc probe la televizor cu pachete de bani,
atunci buchea legii să fie respectată și dacă este ilegal, atunci să fie scos în afara, în afara legii. Orice finanțare ilegală a partidului. Ok. Mai este până pe 12 iunie. Haideți un piculeț în istoria recentă. V-am văzut la întrevederea cu doamna Maia Sandu, unde ce că urma sau s-a discutat despre evenimentul care a avut loc deja, duminică, 21 mai, adunarea națională, Moldova Europeană. Cum a fost atmosfera? Ce i-ați spus, dacă i-ați spus ceva? Poate ne zici ceva ce n-au spus alți colegi de dumneavoastră care au fost aici în studio și au fost la președinție atunci. A fost o discuție, cum pot să zic, oficială, constructivă, scopul care a fost exclusiv evenimentul din 21 mai, deci exclusiv evenimentul din 21 mai, Marea Adunare Națională, unde doamna președintă a rugat, a solicitat suportul partidelor extraparlamentare mai mici de dreapta în prezență, să zic, în Piața Mare Adunare Națională. Fiecare din colegii mei a avut oportunitatea să adreseze întrebări de clarificare, cum vor fi, dacă vor fi aduși oameni, cine vor fi vorbitorii de la tribună, care va fi mesajul de la tribună, cum va fi asigurată securitatea oamenilor participanți la, la Marea Adunare Națională și atât. Nimic exclusivitate, nimic piparat și nimic spectaculos. Dumneavoastră, duminica trecută, ați fost în piață? Da, am fost. Și cum v-a părut evenimentul? Am fost cu colegii mei, am fost cu tata meu, care tot din 89 încoace merge la fiecare mare adunare și care încă mai speră și îmi dă și mie speranță că lucrurile într-o bună zi se vor transforma dincolo de declarații de la tribune și mare adunare în ceva practic pentru oameni și realizabil. Mie mi-a părut un eveniment foarte frumos. Oameni frumoși, oameni zâmbitori, oameni în ie, copii, oameni în vârstă. Noi chiar și-am propus ca echipa Partidul Oamenilor să nu, astfel de evenimente să nu aibă loc doar atunci când ai nevoie de să-ți revii în sondaje sau atunci când ești la răscruce de drumuri, dar astfel de evenimente să fie organizate anual, pentru că ele sunt frumoase. Ele sunt frumoase. Noi am trecut de pandemie, noi am trecut de criză energetică, noi avem război la hotare și oamenii sunt obosiți și supărați. Și oamenii atunci când văd că există unitate, există o comunitate, vecini, frați, surori, prieteni, cunoștințe, oamenii altfel respiră. Și tocmai de asta noi credem în puterea oamenilor, suntem partidul puterea oamenilor, pentru că singur nu faci nimic, dar comunitățile pot face. Așa că eu am văzut o comunitate extraordinar de frumoasă duminică, extraordinar de frumoasă, unde de asta noi am și propus că astfel de mari adunări să nu fie făcute ocazional, pentru că noi am mai avut astfel de adunări făcute și de Filat, și de Plahotniuc, acum de doamna Maia Sandu, dar să fie făcute anual, ca oamenii să vadă că noi aparținem la ceva, că noi toți mergem într-o direcție, că noi toți avem anumite principii și anumite viziuni. Și chiar dacă noi suntem diferiți, chiar dacă noi criticăm, de exemplu, un minister sau altul, chiar dacă nouă nu ne plac toate lucrurile, dar în ideea noastră de a aparține unei lumi civilizate, noi suntem uniți. Și asta a fost frumos. Eu m-am bucurat, mie mi s-a părut, eu am fost puțin sceptic, recunosc, nu credeam că va fi atât de multă lume, dar am rămas plăcut, surprins să văd oameni, și mulți oameni și frumoși oameni. Doar Ministerul Culturii a cheltuit aproape 5 milioane de lei pentru acest eveniment. A meritat evenimentul acești bani, deși încă cifra finală nu există. Cu siguranță că a meritat și eu văd dincolo de... iarăși, eu nu vreau să laud pe nimeni, nici pe organizatori pentru astfel de eveniment, ca să fiu înțeles corect. Eu cred că astfel de evenimente noi avem nevoie, oamenii, cetățenii avem nevoie. Că pentru astfel de evenimente se cheltuie anumite resurse financiare, da, se cheltuie. Că Ion ce bani a cumpărat din banii publici a primăriei jumate de presă, care fac reportaje pozitive despre primărie, e același lucru, nu? Uitați-vă la ultimul forum care l-a făcut Ion Ceban. A contractat toată presa cu 200.000 de lei pe oră. Noastră n-ați vrea 200.000 de lei ca să filmați un eveniment, pur și simplu ca să-l filmați. Și după asta 3 zile să dați numai știri pozitive despre eveniment la care au fost jumate din participanți nici nu au venit. Adică noi pe un forum economic cu toți angajații primăriei putem să cheltuim 4 milioane de lei. 4 milioane. Cu toți angajații doar a primăriei. Dar aici, Marea Adunare Națională, noi zicem, vai, 5 milioane.
Nu, mi se pare un lucru normal, dar dacă criticăm pe cei, haideți să criticăm pe toți cumva, ca să fim așa echidistanți. Pentru că mie mi se par lucruri depășite la care se întâmplă la nivel de contracte de achiziții pe care le face și guvernul, le face și primărie. E acolo același lucru. Guvernul a cumpărat scaune de 3 milioane de lei, un minister. Ce bani a luat tot mobilierul de la prituri și a amenajat sediu. Înțelegeți? Noi vorbim despre același lucru și eu foarte mult aș vrea poate să fiu direcționat într-o singură direcție, ca să zic că ăsta e rău. Dar eu tot timpul fac o paralelă și eu văd că unul de la altul se învață. Merg mână în mână. Că ți-am mintit de acel for, sau cum se cheamă lui, da, Ion Ceban. În ziua aia, în dimineața aia, fusese luat pe sus șeful Direcției Sănătate. Da, da, domnul Gălcă. Cum v-a părut cazul ăsta? Trist. Trist, cumva, ce să zic, eu știind câți bani se fură la primărie, bugetul, v-am zis, în mandatul domnului primar general, 28 de miliarde de lei, autorizație de construcție pe submasă, 1 miliard datorii la toate băncile noastre, 1 miliard datorii la termoelectrica pentru MGFL-uri. Și noi venim și arestăm pentru niște pampersuri. Așa. Deși n-aș specula pe coincidența că e în aceeași zi cu forum, pentru că probabil că sunt mai multe etape de investigare, dar mai mult că volumul. Înțelegeți? Noi aiurea și e responsabil să cheltuie banii la primăria municipiului Chișinău, dar oamenii au venit echipați, îmbrăcați la 6 dimineața pentru niște pampersuri. Nu mi se pare serios. Nu. E ca și știrea care o citeam zilele trecute pe un portal de știri că un domn a fost condamnat pentru 8 ani de zile pușcărie, regim închis, pentru că a furat 6 telefoane. Și așa mi se pare cumva, știți cum, noi și țară trăim noi. Asta e reforma justiției. Eu înțeleg, 6 telefoane, furt, calificat, intenționat, nu știu ce. 8 ani de zile. Noi avem corupți la nivel înalt care stau bine mersi în funcție și nimeni nu vorbește despre dânși. Corupți care au băgat mâna în fiecare buzunar a fiecărui cetățean, plătind tarif la gaz care nu l-a plătit toată Europa. Și noi ce facem? 8 telefoane, pampersuri, respiratoare. Și noi avem atâtea structuri care se ocupă cu corupția. CNA-ul, Procuratura Anticorupție, Procuratura Generală. Nu, cumva mi se pare așa ieftin. Iar și dumneavoastră v-a ninat zi, Andrei Spână. Nu, doamna Maia Sandu l-a binecuvântat și l-a făcut șef pe instituția prezidențială. Înseamnă că băiatul e de treabă. Da, de asta noi încă continuăm să plătim tariful când toată Europa îl plătește de 4 ori mai puțin. Noi încă îl plătim. Și poate, înainte de alegeri, o să scadă tariful. Voi am mai la vale să vă întreb asta, dacă tot vine vorba. E o coincidență că sunt alegerile la toamnă, când în ajung de alegeri urmează să micșoreze tariful la gazele naturale, așa cum zice premierul Dorin Recean, sau și băieții dumneavoastră din echipă care pricep în astea, vă spun că e curat murdară treaba aici. Eu cred că domnul Recean nu și-a dat seama că vin alegerile atunci când a zis că spre toamnă prețul o să scadă. A fost o coincidență, dar nu, eu nu cred că e coincidență. Cu siguranță că înainte de alegeri locale se vor încerca diferite instrumente legale de a face viața, sau cel puțin de a promite o viață mai ușoară oamenilor, chiar dacă atunci când protestau unii fruntași ai PAS-ului și tariful de 4 lei li se părea mult și ziceau că trebuie tarif mai mic și după ce au venit ei, tariful a crescut de 7 ori. Probabil că nu le-au ajuns pentru vilă de la Vadul Vodă și au vândut toate economiile și ca să facă economii din cauza majorării tarifelor. Dar se vor încerca diferite speculații. Eu, dumneavoastră, cred că în politică sunteți mai versat ca mine, chiar dacă ca jurnalist, pentru că ați discutat cu N politicieni. Știți că înainte de campanie electorală se promite ca și înainte de pescuit. Ce pește ai prins și cum ai prins. Și după asta nimeni nu te mai întreabă ce ai făcut. Memoria colectivă, din păcate, e destul de scurtă. Revenim la centru. După întâlnirea cu doamna Maia Sandu, dumneavoastră și alți 4 lideri de partide v-ați întrunit în scoarul Teatrului Maria Bieș, ați semnat un pact pro-Europa. Asta ce a fost? Dar erați mai puțin decât numărul participanților la întâlnirea cu președintele? Două evenimente separate. Eu am văzut, dumneavoastră, ați fost puțin ironic în cadrul unei emisiuni cu un alt colega meu de partid. Eu vă mulțumesc pentru ironie, ceea ce mi-a dat voie să mă pregătesc pentru emisiunea de astăzi. Sunt două evenimente separate cu organizatori diferiți. La președinție a fost un scop. Scopul a fost exclusiv. Doamna președintă Maia Sandu a invitat 10 partide care ei au considerat că trebuie invitate. Nu a fost altcineva responsabil. Ori a doilea eveniment este inițiativa
Coaliției Unitate și Bunăstare, unde ei au venit cu un demers către mai multe partide, nu doar cele cinci. Și, ca să fim foarte exacti, nu doar cele cinci au fost invitate, au fost invitate mult mai mulți să semneze acea declarație, doar că unii au refuzat. Deja de ce au refuzat, treaba fiecăruia, cum s-ar zice. Dar a fost o declarație, venea ziua Victoriei, ziua Europei, o declarație a unor lideri politici pentru parcursul ferm a Republicii Moldova pe calea integrării europene, un mic mesaj către guvernare că parcursul european nu ține doar de partidul de guvernare, dar de întreaga societate și iarăși prin acea declarație am chemat la unitate și la consolidare și nu la divizare. Așa. A fost un eveniment și atât. Nu mai aveți întrevederi, nu aveți... Sau ăștia sunt cei cu care dumneavoastră discutați acum? A fost o primă etapă care a pus bazele unei colaborări ulterioare dintre unele formațiuni, poate cele cinci, poate mai multe, așa cum am discutat și cu ceilalți colegi. Fiecare dintre noi aveam diferite expertize pe diferite domenii. Noi suntem deschiși, așa cum am semnat declarații și ulterior cu alte partide, când ne-am adresat la televiziunea națională să dea acces partidelor extraparlamentare la televiziune. Numai că nu s-a vorbit despre acea declarație, dar am semnat-o cu alte partide. Acum un alt coleg a venit cu o inițiativă de ziua Nistrului să facem un eveniment comun, iarăși mai multe partide extraparlamentare. A fost un prim pas de a începe o colaborare, inclusiv de a ne testa, de a vedea fiecare ce expertiză are, cum gândește, ce face, cine sunt colegii, pentru că nu e vorba doar de Ruslan Codreanu. Ruslan Codreanu are în spate o echipă de băieți, experți în diferite domenii, tineri, agenți economici, doamne. Asta e ideea. Noi ne dorim o colaborare și noi am zis la bun început, noi nu avem toată expertiza. Noi nu avem toată expertiza. Sunt colegi mult mai buni care au expertiză, de exemplu, pe sectorul justiției. Noi suntem gata să susținem demersurile sănătoase pe anumite sectoare, care nu sunt populiste, care vin constructiv să arate unde sunt problemele și ce trebuie de făcut. Și noi asta vom continua să facem. Și nu este prima noastră declarație sau demers care l-a însemnat cu alte partide. La scurt timp după această declarație semnată de către dumneavoastră, la noi în studiu a fost domnul Dorin Chirtoac. A fost primar, a fost președinte al PL-ului și a declarat că dacă ar fi fost la acel eveniment în locul domnului Mihai Ghimpu, el n-ar fi semnat alături de dumneavoastră și de domnul Vasile Costiuc. Ori, zice domnul Dorin Chirtoacă, sunteți oamenii lui Vladimir Plahotniuc. Sau ați fost oamenii lui Vladimir Plahotniuc. Știți că Vladimir Plahotniuc всегда жив. Ce să zic? Eu am văzut declarația respectivă. Colegii mei tare s-au amuzat de declarația respectivă. Mie mi-a făcut plăcere să-l cunosc personal pe domnul Ghimpu. Prima dată l-am văzut. Să comunic, schimb două cuvinte cu el. Opinia domnului Chirtoacă, eu îl înțeleg. El încă e obișnuit. Și e supărat, numai că nu înțeleg ce are cu mine. Nu eu am fost în fruntea delegației la Timofte ca să-l înaintăm pe Plahotniuc să fie prim-ministru. Așa că ar trebui să uite mai atent cu cine discută și cum discută înainte de a face anumite declarații. Dar personal pe dumnealui îl înțeleg și îl compătimesc. Rămânem la Uniunea Europeană. După acest eveniment de duminica trecută se discută, cel puțin guvernanții ne spun că nu e exul care putea modifica Constituția țării, ori ați votat, ați aprobat acolo rezoluții de genul ăsta, unde printre puncte se spune că să introduceți noțiunea de integrare europeană în Constituția Moldovei. Eu înțeleg că acolo s-a votat și cu un anonim, dar dumneavoastră personal ce credeți despre asta? Aveți un simț a sarcasmului foarte dezvoltat. Eu vreau să vă zic că eu am mers la fiecare protest care au fost din 2007 încoace. Și nu a fost niciun protest ca unanim să nu se voteze vreo rezoluție. Deși eu nu mai eram acolo. Dar unanim, da, am votat. La fel cum am fost la protestele domnului Năstase prin 2015-2016 și tot se votau unanim rezoluții și toți votau pentru crearea unui nu știu care consiliu cu membri concreți. În fine, mie mi se pare greșit în baza unei mari adunări naționale, în baza spiritului civic, în baza unei comunități de oameni frumoși, care au venit nu neapărat să susțină un partid sau un lider, au venit să susțină o idee, să face rezoluții. Deci mie mi se pare greșit și cel puțin nici eu, nici colegii mei nu suntem adepții unor astfel de manipulări.
să facem că inițiativa legislativă de a interveni în Constituție în baza unei astfel de adunări, riști să compromiți adunările ulterioare, pentru că oamenii vor zice, păi eu n-am votat, eu nu vreau, eu nu sunt pentru asta. Cumva există căi legale, există un referendum. Dacă vrei să mă întrebi pe mine și să fie în votul meu exact numărat. Cumva descurajez viitoarele adunări, pentru că oamenii să zic că noi ne ducem, pe noi ne numără, nu ne numără, după asta modifică legi că noi am fost acolo. Dacă ești serios în abordare, ori eu înțeleg că intențiile cel puțin a doamnei președinte Maia Sandu sunt serioase în sensul ăsta, atunci trebuie de făcut un referendum. Uh-huh. Și cu exactitate oamenii vor răspunde că da, noi vrem și singura cale noastră spre o lume civilizată este Uniunea Europeană. Dar nu așa prin mare adunări naționale, nu prin modificare în Constituție, în baza unei adunări naționale, care după mine a fost frumoasă, dar scopul ei a fost altul, dar nu a legitima și a legifera intervențiile în Constituția Republicii Moldova. Dar cu ce să ne ajute noi în procesul de integrare europeană, faptul că în Constituție va fi scris că noi vrem în Uniunea Europeană? Pentru că după ce vom adera în Uniunea Europeană, va trebui iar să modificăm Constituția și să excludem punctul ăsta. Că nu va mai fi valabil atunci. Probabil. Legal nu pot să-mi dau seama, dar haideți să vedem altfel. Începând cu 2005, dacă nu greșesc, 2004-2005, în Parlament s-a semnat o declarație, deși era președinte domnul Voronin, s-a semnat o declarație largă de către toți deputații că parcursul Republicii Moldova este calea spre Uniunea Europeană, integrarea europeană. Tot în 2005, la inițiativa președintelui Voronin, s-a inițiat colaborarea cu NATO. Atunci a fost făcut planul de acțiune Republica Moldova-NATO. Deci irreversibilitatea ei este cumva. Eu nu prea înțeleg colegii mei care zic că pentru ei au votat 63 de deputați, au votat majoritatea populației, deci logic ei deja cumva ne duc pe noi încolo. Nu, logic trebuie să faci un referendum dacă ai dubii. Logic nu trebuie să te uiți la sondaje, dar trebuie să întrebi oamenii și să organizezi un referendum și nu prin mari adunări naționale. Dar probabil că undeva există dorința asta de a asocia un partid cu parcursul nostru european, și anume Partidul Acțiune și Solidaritate, ca toată populația Republicii Moldova, de teritoriul țării și din afară, și toată comunitatea europeană să, când zice PAS, să zică Uniunea Europeană, când zice Uniunea Europeană, să zică PAS. Și asta este greșit. Asocierea asta, ea poate fi bună atunci când tu ai siguranța în ziua de mâine, ori noi nu avem siguranța zilei de mâine pentru că avem un război la hotare. Și atunci ar trebui procesul de integrare europeană și când zici Uniunea Europeană să-l asociezi cu toată societatea, nu cu un partid sau cu un lider. Înțeleg mișcarea politică, înțeleg mișcarea de PR, să asociezi lucrurile astea două. Dar eu încă nu simt ca cetățean, nu simt că procesul nostru de integrare europeană este irreversibil. Încă nu simt. Pentru că, iarăși, ne întoarcem jocurile astea cu partidul ușor, socialiștii. Deci nu e clar încă. Nu e clar ce faceți voi și cum faceți voi. În țară parteneri nu sunt, doar din afară parteneri. Și dacă să fie irreversibil, deci ca să fie irreversibil parcursul european, imaginați-vă că în 2009 se intervenea în curicula școlară, domnule Gonță. Noi deja aveam o generație de copii care știau ce înseamnă Uniunea Europeană. Știți câte ori se predau pe Uniunea Sovietică? Pactul Ribbentrop-Molotov, Uniunea Sovietică, Marea Revoluție, multe. Pe Uniunea Europeană, o oră. Noi despre ce vorbim? Despre asta e mai complicat decât să cumperi stiguleț la toate primăriile. Dar dacă în 2009, atunci când au venit cică pro-europenii, se introducea în curicula școlară educația despre Uniunea Europeană și copiii deja aveam o generație educată și ei educau părinții, educau, hai să zicem, mult zis, educau, informau. Așa se face schimbarea. Nu prin mari adunări și modificări în Constituție și stigulețe la primării. Acum este o ocazie să intervină în curiculul școlar și să introducă mai multă materie despre Schuman, despre Adenauer, despre cum s-a constituit Uniunea Europeană, despre comunitatea cărbunelor și oțelului, ca oamenii să cunoască tot procesul ăsta, cum a început. Și cu Uniunea Europeană nu numai că dă bani, da? Pentru că noi așa e cumva, Europa dă bani. Uniunea Europeană e mai, lumea un pic mai civilizată. De jumătate de an încoace, mai ales în ultima lună, noi ne spune că noi vom adera în Europeană în anul 2030. La începutul anului 2010, noi ne spunea că noi vom adera în Europeană în anul 2020. Noi ia suntem în 2023, aproape luna a șasea. Dar cât poate dura procesul ăsta de prostirea noastră, nu știți?
Vedeți că noi, permiteți-mi un pic să filozofiez, noi tot timpul legăm anumite procese de anumiți lideri. Și noi nu... Și când zic noi, eu mă refer la noi toți, inclusiv la dumneavoastră ca putere, inclusiv partidele mici. Noi nu creștem clasă politică. Noi nu construim procese irreversibile indiferent de lideri. Noi am avut lideri care ne-au promis nouă mare și sarea și după asta ne-au furat ca pe niște... ca în codru. Și acum de ce noi avem foarte mulți eurosceptici? Pentru că adică și cumva este asociere, Alianță pentru Integrare Europeană, Fund Bancar. O dat palma ăștia 3 minus aeroport. O mai dat palma odată toate fabricile de zahăr tăiete. Înțelegeți? Și lumea asociază asta. Și asta înseamnă informare și educare. Și dacă noi o să încercăm asta, zic, o să fie greșeala președinției, greșeala partidului de guvernare, dacă o să încerce să tragă toată turta asta spre ei. Pentru că odată ce vor cădea ei jos, se va duce și procesul de integrare în jos. Înțelegeți cum? Și asta e trist, pentru că asta nu e proiect de țară. Asta trebuie să fie un proiect de țară. Asta nu e proiect pasului. Asta este proiect de țară. Indiferent cine o să fie peste 10 ani, el trebuie să ducă proiectul până la capăt. Pentru că nu este o perioadă scurtă, nu se face într-un an, doi. Se promit 30 de ani. Și încă 30 de ani după asta trebuie să lucrezi ca să-l faci. Nouă, din păcate, deocamdată numai ni s-a promis. Și poate spre sfârșit de an vom obține și statutul oficial. Poate. Vom începe negocieri. Poate. Dar iarăși, știți cum, care va fi mesajul în anul viitor? Că doar de Maia Sandu este legat viitorul Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Așa că votați. Doar Maia Sandu. Înțelegeți? Și asta, după mine, este greșit. Pentru că trebuie să fie multă lume. La procesul ăsta participă multă lume. Și eu vreau să, apropo, vreau să mulțumesc colegilor care au fost la ședință, la președinție. Și foarte frumos au expus că noi, ca partide extraparlamentare, putem veni cu expertiză nu doar atunci când este nevoie de noi la Marea Adunare Națională, dar să mai fim întrebați și în procesul când se trimit anumite chestionare completate de guvern. Să le vedem și noi ce trimitem încolo. Să fim incluși în anumite comisii care discută procesul nostru de avansare spre Uniunea Europeană. Bravo, colegii! Deci a fost o remarcă foarte bună. Cumva a fost un eveniment de o singură ocazie. Noi am solicitat ca astfel de evenimente să aibă loc mai des și nu doar atunci când este nevoie. Așa că noi să simțim că toată societatea este implicată în proces. Pentru că, repet, nu este un proces a unui lider și a unui singur partid. Așteptăm, dar trebuie să luăm câteva clipe de publicitate. Vă rog, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor, încă ceva despre Uniunea Europeană. Summit, 1 iunie, așteptări pentru dumneavoastră, pentru țară, mă refer, nu ca pentru liderul partid. Aveți speranțe, poate? Încă un eveniment foarte frumos și un eveniment istoric pentru Republica Moldova. Pentru întreaga Republica Moldova este un eveniment istoric. 50 de lideri din Europa vin să-ți vadă țara. Indiferent, iarăși, să nu fim cărcotași, pentru că noi putem să găsim minusuri și plusuri în orice. Că se duc doar la Bulboaca, că jumate de drum s-a reparat, că jumate nu s-a reparat, ca eveniment. Și tot respectul pentru președintea Maia Sandu, pentru că a reușit să convingă 50 de lideri de state importante să vină în Republica Moldova. Deja depinde de noi, cum o să putem noi să valorificăm această deschidere enormă pe care ne oferă partenerii europeni. Dincolo că totul se datorează războiului din Ucraina, dincolo că noi profităm într-un fel bun de războiul din Ucraina și dacă n-ar fi Ucraina, noi n-am fi avansat așa de mult în discuțiile cu Uniunea Europeană. Depinde de noi, domnule Gonța, cum vom reuși noi să profităm de Marea Adunare Națională, de prezența oamenilor, de prezența a 50 de lideri de state pe 1 iunie. Ce vom face noi după asta? Dacă noi după asta vom continua să guvernăm cum am guvernat până acum? Să facem site-uri, lemne mede, hârtii mede, tot felul de prostologii. Lucrurile nu o să schimbe și nu asta e integrarea europeană. Dar dacă noi doar o să profităm de oameni, să-i consolidăm în jurul ideii, dar mai departe oamenii o să simtă că în buzunarul lor se îmblă prin tarife, prin, nu știu, satul european expres care nu aduce nicio valoare pentru că trei brazi nu schimbă nimic. Înțelegeți câți bani publici. Multe, multe lucruri. Dacă noi vom continua să cumpărăm scaune și mese și să punem baterii solare în loc să investim în cele peste 200 de vicee care încă le avem afară, în grădiniță creșă, oamenii o să zică că voi sunteți la fel. A mai fost Biden prin Moldova și am avut deschidere și nu știu ce, și Merkel
îi îmbrățișa pe liderii noștri pro-europeni, dar oamenii au sărăcit în Moldova și asta nu zic eu, asta o zic statistic. Deci noi, criză după criză după criză, noi statistic am sărăcit. Un pic de lucruri frumoase ne trebuie. Marea Adunare Națională, summit-ul, oamenii se simte că noi aparținem unei lui. Noi nu suntem singuri. Nu este Codreanu, nu este Gonța, nu este toți. Noi toți suntem o comunitate și noi suntem oameni frumoși și noi putem să construim ceva dacă suntem uniți. Dar de asta trebuie mai departe de lucrat. Și de lucrat altfel. Iată, apropo, timp de 2 ani, sau în ultimii 2 ani, noi tot vorbim despre reforma justiției. Cu ea totul e clar. În ultima lună noi am vorbit despre 21 mai. A trecut 21 mai. În ultimele 2 luni noi vorbim despre 1 iunie, summit. E joia viitoare. Dar ce să vorbim noi de pe 2 iunie? Haideți să vorbim ceva despre economie, vreți? Haideți să încercăm despre economie. Haideți, eu vreau să vă întreb ceva, dar eu nu știu ce să vă întreb. Păi că noi nu avem economie. Înțelegeți cum? Avem un ministru, blogger, care numai economie nu face și nu economie o dezvoltă. Noi avem o organizație de dezvoltare a antreprenoratului care are un fond de garantare a creditelor peste 150 de milioane de lei. Numai că noi nu avem economie, noi nu avem business, noi nu avem afaceri mici și mijlocii, noi avem monopoluri foarte mari. Ministrul Economiei acum ce a făcut, nu știu ce site a făcut, scrieți în ce probleme aveți. Ce legi vă par proaste? Da, eu fără să mă fi pregătit, deși eu am lucrat în Ministerul Economiei 2004-2008, eu aș fi putut spune cel puțin 15 studii care au costat câteva sute de mii de euro, care au analizat toate legile din Republica Moldova și au spus care e proastă și care nu e proastă. Înțelegeți? Serios? Da. Eu i-aș fi spus lui despre ghiliotina 1, ghiliotina 2, ghiliotina 3, toate ghiliotinele care au fost făcute pentru a anula legile proaste în Republica Moldova și pentru care s-au cheltuit sute de mii, puțin zis, de către Banca Mondială. Eu i-aș fi dat cărțile de vizită a experților care lucrează de 25 de ani și tot taie legi proaste. Ei de mult trebuia să fie plecați de acolo, ca să înțelegeți. Noi avem experți care lucrează de 20-25 de ani angajați, cu salarii foarte serioase, care ei tot le spun la noi guvernanța că de-al doua alaiba, că el doar vine, el nu știe. Și îi se duc lui și îi spune că aceste trebuie tăiete. Deși același lucru i-a fost spus încă la vreo 10 ministri economiei până la dâns. Înțelegeți? E că de ce noi nu ne dezvoltăm, domnule Gonță? Pentru că noi ne batem joc, noi de noi. Cineva e într-o zonă de confort cu salariu bine mersi, angajat de un partener de dezvoltare. Cineva are o funcție de ministru și îi se pare că e tare mare, important, deși eu vă spun, milioane de euro și dolari cheltuite pe studii, concret pe cadrul legal al Republicii Moldova, de facilitarea business-ului, de deschiderea business-ului, de închiderea business-ului, de licențiere, tot este. Tot este. Milioane de euro și dolari cheltuiți. Și ce vine și zice omul, scrieți-mi pe site ce trebuie de făcut. Nu știam asta. Noi în loc să venim și să zicem, uite, noi în buget, anul ăsta am dat 150 de milioane pentru micile întreprinderi. Veniți și luați banii. Luați banii. Noi simplificăm criteriile. Noi pur și simplu banii trebuie să lucreze, trebuie să fie în economie. Noi ce facem? O inventat băieții niște criterii acolo. Cu banii așa și stau pe conturi. Banii stau pe conturi. Ce folos că tu vii și te lauzi în campanie electorală, că tu ai să majorezi fondul de garantare a creditelor, dacă tu vii și îl majorezi, tu ți-ai ținut promisiunea. Dar tu după asta doar nu zici că mult mai puțin agenții economici au beneficiat de banii aceia, pentru că tu ai făcut criteriile de selectare mai dure. Tu în loc să le simplifici și să zici, băi, guvernările cele îmblau cu variante, dar deu banii numai la lor, noi venim și scoatem toate criteriile, facem totul transparent, omul vine, se adresează într-o săptămână, se examinează dosarul, în două săptămâni omul are banii în cont și poate să lucreze și dezvolte afaceri. Nu, banii așa și stau în cont. Înțelegeți? Ce folos că noi venim și promitem în campania electorală că noi o să majorăm fondul de subvenționare a agriculturii cu încă un miliard. Cu încă un miliard. Dacă noi agricultură, nu avem. Înțelegeți? Eu despre asta zic. Noi avem monopoluri mari în agricultură, toate gospodăriile care au un hectar, două, până la 10 hectare, ele mor. Ele dispar. Nu-s. Ce folos că tu ai subvenționat cu încă un miliard, dar poate nu trebuia. Poate trebuie de dat mai puțin, dar la cei care au nevoie. Înțelegeți? Deci nimic nu e diferit. Și eu asta am mai spus-o și îmi cer iertare
că, o repet, nimic nu se face diferit. Fiecare guvernare care a fost a promis sume mai mari pentru un anumit articol sau pentru alt articol. Dar banii n-au ajuns la unde trebuie. Banii s-au cheltuit, au fost luat toți de cei care ani de zile, în diferite guvernări, aveau acces la bani. Ceilalți nu. Și noi, pe urmă, zicem, economie n-avem, noi nu producem nimic. Noi nu producem nimic. Agricultură, deși 64% conform PIB-ului, noi suntem țară agrară. Noi nu avem agricultură. Eu nu știu ce o să fac fermierii noștri anul ăsta cu prețul de grâu sub 3 lei. Nu știu. Noi, dar noi e ca umblăm. Scrieți-ne pe site-ul ăsta, lemne medie, oamenii care au scris pe lemne medie jumătate de an urmă și așa nu mai avut lemne. Adică noi așa ungem ochii. Istoric, când am fost eu la primărie, am inițiat parteneriatul cu Lublin pentru modernizarea transportului municipiului Chișinău. Acum primăria municipiului Chișinău are 4 milioane de euro de la Comisia Europeană pentru modernizarea transportului public în Chișinău. Pe ce cheltuie Ion Ceban? 18.000 de euro salariu unui specialist angajat la Centrul de Monitorizare a Traficului în municipiul Chișinău. Despre ce discutăm noi? 66.000 de euro pentru a cumpăra nu știu ce în transport public din municipiul Chișinău. Noi despre asta vorbim când zicem modernizarea transportului în municipiul Chișinău. Noi ne înădușim în trafic și în ambuteiaj. 18.000 de euro salariu unui om angajat la primăria municipiului Chișinău. Ia că și cheltuie ce banii, ca și guvernul. Înțelegeți? Nici o diferență. Iată, vorbim noi despre această Uniune Europeană. Eu oficial din 2005 vorbesc despre asta. Dar la noi, numărul, când vorbim despre depopulare, migrație, șomaj, lipsa brațelor de muncă, deci în 10 ani s-a înjumătățit numărul de studenți. Care e Uniunea Europeană? În general, cine o să integreze Uniunea Europeană când o să vină anul când trebuie să integrăm Uniunea Europeană, dacă aici nu o să mai fie nimeni decât poate Igor Dodon cu Maia Sandu? Că o să mai lupt încă o dată în turul 3 deja. Eu, dincolo de faptul că vă respect foarte mult și cred în puterea care o aveți dumneavoastră și personal, ca jurnalist, dar și ca breaslă, nu este corect să asociem eșecurile unei persoane sau a unei guvernări cu Uniunea Europeană. Înțelegeți? Nu este corect. De asta noi... Nu, asta zic. Nu, asta în niciun caz. Numărul de eurosceptici, el migrează. Noi tot timpul am fost undeva 55-45, 45-55. Eu mă refer la situația socială-economică a țării de da, prin dar ce are asta cu niște blegi? Cu niște blegi și incompetenți care au fost și astăzi mai sunt unii la guvernare? Ce are asta cu faptul că Uniunea Europeană dă sute de milioane pentru a dezvolta business-ul, numai că stă un bleg, care idei n-are ce înseamnă asta, el în viața lui nu a deschis un business, înțelegeți cum? O afacere, și el nu știe ce să facă. Și banii aceia stau și se dau pe consultanță, pe expertiză, pe tot ce vrei. Dar ce are Uniunea Europeană când te ajută cu asta? Deci ei te ajută. Pe, să zic, mediu, s-au făcut studii. El veție, în suidezi, Uniunea Europeană s-au făcut studii. Ce trebuie să facem noi pentru protecția mediului? Sute de milioane, milioane, zeci de milioane. Dar noi ce? Ne-am învățat să sortăm deșeurile. Păi haideți și om da vina pe fiecare dintre cei 2,5 milioane de oameni care avem în țară. Nu! Au fost niște blegi la conducere care nu știu să lucreze, să administreze, să ne informeze și să educe generații de oameni care deja știe ce înseamnă să sorteze și să începem să sortăm. Înțelegeți cum? Avem la primărie un domn care a împrumutat 9 milioane de euro de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Știi că sortează. Păi vă spun eu cum sortează, că oamenii se duc și sortează în diferite tomberoane, mașina vine și colectează tot în aceeași mașină. Dar în schimb, oficial, primăria ne comunică cu oamenii început să sorteze. Eu despre asta vorbesc. Nu vreau, pentru că am mai discutat cu niște colegi, prieteni, apropiați, care zic, băi, tu cu Uniunea Europeană, și dincolo de fapt că eu am învățat la Cluj, am învățat la Berlin, și acolo cumva e lumea civilizată, înțelegeți? Noi din cauza la niște oameni care și-au bătut joc de țara asta, noi nu credem în anumite idei. Și că, pe urmă, ne mirăm, deși Șor, dar deși Rusia, dar deși poză cu Stalin în Republica Moldova. Păi din cauza la niște blegi, nu din cauza Uniunii Europene, din cauza la niște hoți și corupți, care nu au avut dragoste de țară. Au avut, pur și simplu, interes personal, s-au făcut gospodari. Și pe seama Uniunii Europene, dar și pe seama noastră. Și ei, mai departe, încă îmblă prin studio și la televiziune și ne povestesc nouă ce înseamnă proiect de țară. Asta e trist. Și în Uniunea Europeană lucrurile astea nu s-ar fi întâmplat. Poate dădea interviuri din penitenciarul 13.
Dumneavoastră, în prima parte a emisiunii, ați spus că prioritatea, în opinia Partidului Puterea Oamenilor, este educația. Educația, da. Prin coincidență, eu întotdeauna am crezut în asta. Eu nu ader la partidul dumneavoastră, să nu credeți că mă cer acum. Nu, cel puțin nu public. Ia povestiți-ne dumneavoastră, de ce? Pentru că la noi e așa, unii zic că prioritatea este corupția, doi, justiția, alții zic că prioritatea este, nu știu, Vladimir Putin, Marina Tauber. De ce educație? Pentru că să fii informat e să fii puternic, să fii educat e să fii puternic, pentru că este prea multă propagandă și manipulare și noi putem să închidem la nesfârșit canale de televiziune. Noi putem la nesfârșit să modificăm legea SIS-ului și ce vreți voi, dar noi dacă nu o să fim educați, începând de la grădiniță, din familie, din școli, educați să avem o gândire critică, educați să cunoaștem, să diseminăm, să distingem informația. Noi nu o să creștem o societate nici sănătoasă, pentru că fără educație nu faci, nu e sănătate, fără educație nu poți dezvolta un mediu economic, da? Pentru că tot dumneavoastră ați menționat de forță de muncă. Nu avem noi forță de muncă calificată, dar de ce? Pentru că am închis toate școlile profesionale, pentru că le-am lăsat cu utilaj din anii 50, pentru că lumea deja spoară prin cosmos, dar noi lucrăm la strunguri care sunt din vremea lui Brejnev. Noi nu avem educație, noi am oferit curicula modernă, ca profesorii, elevii să aleagă diferite obiecte. Dar elevii poate să aleagă, dar noi cadre didactice pregătite nu avem. Înțelegeți cum? Noi astăzi avem 2400 de cadre didactice lipsă, ceea ce e o tragedie pentru țară. 2400 de cadre didactice lipsă. Lor li se dădea până acum facilități pe 3 ani de 120.000 de lei. Și oricum nu s-a reușit din 2018 până acum să suplinească numărul de 2400 de cadre didactice. Acum guvernul a hotărât să le dea deja 200.000 de lei. Dar problema nu e în bani. Problema că omul este demotivat la locul de muncă. El nu are cu ce lucra. El nu poate face chimie pe tablă. Să moaie creta în apă și să le arăte lor lucruri de laborator. Așa cum nu poate face fizică numai din carte. Oamenii sunt demotivați de alte lucruri, nu numai de salariu. Pentru că din 2018 până acum nu s-au reușit și numărul cadrelor didactice scade. Noi avem sate unde profesorul de matematică ești profesor de limba română și de fizică și de dansuri. Așa am fost eu crescut în Tiraspol. Deci eu în școala din Tiraspol numărul 20, profesorul de muzică și de sport, îmi era și profesor de matematică. Dar pe matematică n-am făcut. Numai că eu școala am făcut-o în 93, dar noi suntem în 2023. Lucrurile ar trebui să fie evoluat, dar ele nu au evoluat. Deci noi educație nu avem. Noi nu putem să zicem că noi suntem o națiune educată. Noi nu citim. Noi nu citim cărți. Din păcate. Noi nu ne uităm, copiii noștri nu au aptitudini de gândire critică. Și eu vorbesc nu doar de Chișinău acum, dar eu vorbesc din întreaga țară. Din întreaga țară. Noi nu avem, când vorbesc de educație, nu avem facilități pentru curriculum extracurricular. Eu știu copii care se duceau din Don Dușeni, trebuia să meargă până la Soroca, ca să facă ore de engleză. Păi așa nu educi o societate. Înțelegeți? Și asta ar trebui să fie prioritatea ta de bază, pentru că om educat înseamnă om sănătos. Om sănătos înseamnă forță de muncă. Dar la noi totul e invers, cumva. Noi producem și am produs șomeri. Și vreau să văd finalitatea cu reforma universităților, așa mare s-a ridicat zarvă, așa scandal, nu știu ce, mai departe ce facem? Unde suntem noi cu reforma universităților? Noi avem clădiri publice, școli întregi, unde un etaj din trei sunt folosite, dar restul noi plătim căldura pentru toate trei etajele. Ce facem noi mai departe? Noi nu avem infrastructură sportivă, dacă vorbim ca de educație și sănătate, în raioane deloc. Copiii noștri ce fac? Stau în țărnă? Se joacă de țurcă? Și asta tot duce cumva la mentalitatea asta că noi aparținem unei comunități. Înțelegeți cum? Educația. Că noi aparținem la ceva. Dar așa noi, știți cum, fiecare cu a lui, ești bogat dacă au posibilități, investesc în copii, ești săraci dacă nu au posibilități, nu investesc în copii. Ministerul Educației stă observator, părinții se ceartă cu cadrele didactice, că cer bani, cadrele didactice dau vina pe părinți, că unii cer bani. Și e ca așa, dar Ministerul Educației stă într-o parte și observă tot lucrul ăsta când el ar trebui să intervină. Eu mi-aș fi dorit, eu foarte mult mi-aș fi dorit ca noi să avem sindicate puternice în educație, pentru că de mult este timpul să vorbești despre atât despre motivația financiară, cât și motivația nefinanciară a cadrelor didactice. De mult este timpul. Dar noi tot stăcem. Și ce fac fiecare guvernare? Au venit și au majorat salariul la judecători. Noi reformăm justiția. Ba la judecători din prima instanță, ba la Curtea de Apel, la Curtea Constituțională, la Curtea Supremă de Justiție.
alții vin ce fac? Majorează salariul la procurori. Dar noi ce, construim stat polițienesc și de control al oamenilor? Sau noi vrem o societate educată? Începeți de jos, de la educație începeți, de la prima etapă. Acolo investiți, în educație. Dar cadrele didactice tot timpul rămân la sfârșit. Au mai fost câteva proteste din astea micuțe, păi s-au majorat acolo cu 15%. Fix de două ori mai puțin decât rata inflației. Ca și bursa, tare mulți au trâmbițat cu bursa de merit, bursa de merit pentru cei mai buni studenți. S-au majorat cu 15%. De la 1000 la 1150 de lei. Asta e de râs, dar mai bine taci. Pentru că costul pentru cămin s-au majorat mai mult. Pentru cămin îți plătești cu 200 de lei mai mult. Dar bursa e majorată cu 150 de lei. E ca oamenii, studenții noștri buni, ei ce o să facă? Normal că o să plece. Dincolo de faptul că noi dacă vorbim, că avem colegi, domnule Gonța, extraordinar de talentați, ce studenți și tineri avem, care sunt profesori. Ești profesori. Apoi eu am toată admirația pentru ei. Eu nu știu cum lucrează ei și cum predă el chimia în școlile noastre. Înțelegeți cum? Și asta încă e vorba de Chișinău. Cum a învățat el, fără laboratoare, fără numai din cărți, teorie. E normal, dar orice tânăr talentat vrea oportunități. Și el când se gândește că la o distanță de 300 de kilometri acolo sunt total alte oportunități și alte recunoaștere și alte materiale de lucru. Bă, dar ce o să stă el aici, chiar dacă e drag de țara lui? Că ați vorbit despre educație și despre profesori, azi e ziua de naștere a profesoarei sau învățătoarei fiului meu, doamna Maria Popa. Doamna Maria Popa, la mulți ani, multă sănătate, în rest totul va fi frumos și bine. Mă închin și vă admir și vă mulțumesc pentru tot. La mulți ani. Revenim. N-o să mă credeți, dar guvernul a decis să prelungească starea de urgență cu 60 de zile. Domnul Codreanu, iertați-mi ironia, dar haideți așa. 80.000 de oameni au fost invitați în Piața Mare a Adunării Naționale. S-au adunat, a spus dumneavoastră că a fost frumos, fără incidente. Poliția a zis că oficial incidente nu s-au înregistrat. 50 de șefi de state și de guverne, unii dintre cei mai tari și păziți lideri de pe glob, vin în Republica Moldova. La toamnă, ne zice Recean, se micșorează tariful la gaz, că spre asta merge. Deci criza energetică a trecut. Avem contract cu regiunea transnistreană. Lumină avem. Noi de ce suntem unica țară din vecinătatea Ucrainei care avem stare de urgență timp de 2 ani? Pentru că nu știm să guvernăm altfel. Înțelegeți? Cum să vă zic? În toată cariera mea de funcționar public, foarte mult am lucrat în ceea ce ține de procesul decizional și participativ a guvernului. Asta înseamnă Consiliul Național de Participare, unde erau reprezentați 30 de membri din asociațiile, din ONG-uri, la discuții cu guvernul. Am participat mult în Comisia Națională de Integrare Europeană, care era reprezentată de prim-ministru. Mereu am lucrat ca să aduc cât mai multă transparență și asta am făcut și la primărie. Pe asta presupune anumite proceduri, ca să înțelegeți. Când scrie o lege, când scrie o hotărâre de guvern, trebuie să o consulți, trebuie să faci un tabel de divergență, cine a fost pentru, cine împotrivă, de ce a fost împotrivă, să argumentezi de ce nu ții cont de părerea lui. Înțelegeți? Că sunt anumite proceduri care e de lucru, dar ei doar nu vor să lucreze. E mai simplu să introduci stare de urgență și toate procedurile astea se anulează. Și nu trebuie să faci nici argumentare, nici tabel de divergență, nici nimic, nici să argumentezi unui ONG sau unei părți interesate, nici măcar nu ești obligat să-i inviți, să-i informezi. Deși conform legii, cu privire la acces la informații, cu privire la procesul decizional, tu ești obligat să-i informezi, să-i întrebi, să le trimiți proiectele din timp. Tot asta se anulează în stare de urgență. Tu nu ești obligat față de nimeni și de nimic să argumentezi decizia ta. Și așa îi convine. Așa convine, pentru că altfel nu știu, pentru că și trebuie lui Alaiba să argumenteze el o decizie sau alta când el nu știe să scrie o notă informativă. Da, dar nu pot spune la infinit. Păi asta e întrebarea mea, când se vor învăța? Pentru că deja a trecut ceva timp și ar trebui să se învețe, mai ales că tot au asistenți de deputați, au consilieri de miniștri, au direcții întregi care oamenii probabil că știu să scrie, că sunt oameni care mai au memorie instituțională, nu i-au schimbat chiar pe toți.
Dar așa e mai simplu, înțelegeți? Pentru ce trebuie de respectat procedurile? De ce trebuie o lege în Parlament să o discuți cu nu știu cine și noi nu știm mai bine? Că e stare de urgență, am aprobat-o în două lecturi și la revedere. Deci noi trebuie să argumentăm, pentru că legea te obligă. Uh-huh. Orice cheltuială publică să o argumentezi. De unde iei banii și care va fi efectul lor? Inclusiv, care va fi impactul economic? E ca, de exemplu, faci o inițiativă legislativă pe domeniul economic. Tu trebuie să argumentezi care va fi impactul asupra afacerilor. Da, e în stare de urgență, pentru ce trebuie să argumentezi? Nimic nu trebuie să argumentezi. De aici ai luat, acolo ai pus, de acolo ai scos, ai făcut un comunicat de presă că totul e bine și totul e bine. Asta e conform legislației naționale. Tot asta e conform legislației. Și asta e părerea mea. Oamenii nu știu ce înseamnă să guvernezi, să respecti procedurile. Și din păcate că Partidul de Guvernare are foarte mulți deputați tineri, nici nu vor ști. E că au fost deputați, vor ieși din Parlament și ei așa și nu vor ști ce înseamnă procesul legislativ, din păcate. Adică tot s-a făcut în stare de urgență. Și eu la fel mi-am pus întrebarea. Cum poți să aduni 80.000 de oameni în stare de urgență? Cum poți să aduci 50 de lideri din toate statele Uniunii Europene în stare de urgență? Păi ori este stare de urgență, ori nu este. Dar la noi se pare că se poate. Și se creează niște precedente pentru că întrebați, aveți ocazia, mai întrebați foștii lideri de guverne care au fost pe noastră, n-ar fi fost ei fericiți și cei mai fericiți să guverneze într-o stare de urgență. Dar nu mai știam noi nici de miliard, nici de aeroport, nici de nimic nu știam. Tot era prin deciziile secrete a Comisiei Situații Excepționale pentru că e stare de urgență. Toți ar fi vrut așa să guverneze. Aici am multă minte, doar nu trebuie. Înțelegeți? Dar asta înseamnă stat și asta înseamnă o structură de stat și asta înseamnă o administrație sănătoasă. Proceduri, transparență, consultare și participare. Ori toate astea acum nu sunt. Noi mai avem minute numărate, dar mai am vreo două întrebări. Eu îi întreb fiecare invitat și tot insist, nimeni nu poate să-mi dea un răspuns original, dar vă întreb poate dumneavoastră să înțeles care e diferența dintre guvernul Recean și guvernul Gavriliță? De ce a fost modificat guvernul? Încă n-am înțeles. Încă n-am înțeles care este diferența. Poate că domnul Recean știe mai bine să organizeze marile adunări generale. Dumneavoastră ați urmărit ca ședința de guvern? Nu. Deci se anunță că urmează majorarea salarială pentru miniștri. Unii speculează că vreo 40.000 de lei. Și el spune așa, ministrul țării noastre, domnul Dorin Recean, zice așa, este absurd când un ministru are un salariu mai mic decât un muncitor pe șantier. Și este necesară această majorare a salariilor șefilor din cadrul guvernului țării noastre. Eu o leacă mai timp să dau știrea asta pe post. Eu înțeleg că-s de acord. Demnitarii suspuși trebuie să primească un salariu oficial bun, ca atunci când are ispita de a lua bani, să zică că nu are nevoie să ia bani mită, pentru că are un salariu bun. Doar că eu în ultimii un an jumate, doi, n-am văzut majorări salariale și pentru alte categorii de oameni care așteaptă. Stimate domnule Gonța, este tristă și absurdă declarația domnului prim-ministru, pentru că nimeni nu zice că miniștrii n-au nevoie de un salariu mai mare. Dar iarăși, care sunt prioritățile? Deci care sunt prioritățile? Noi cu miniștrii începem să le dăm salarii mai mari. Deci nu cu cadre didactice, nu cu bibliotecarii, nu cu asistenții sociali, nu cu asistentele medicale, nu în sistemul de sănătate. Noi cu miniștrii începem să trăim mai bine. Dar eu de când am zis, da, introduceți niște criterii de performanță foarte clare, așa ca omul să știe pentru ce primește el bani, pentru că poate s-ar putea, și eu sunt sigur că e și cazul, că unii deputați în general nu-și merită salariul. Și unii miniștri nu-și merită salariul. Deloc. Dar altul merită dublu. Dar altul merită dublu. Corect. Păi dar de ce vă bateți voi joc că miniștrii mititei de ei cu tot aparatul administrativ, cu câte 300 de angajați, cu 50 de angajați, cu mașini de serviciu, cu șoferi, cu facilități și cu indemnizații, el are salariul mititeu? Dar coborâți la nivel de primării și vedeți ce salarii sunt în primării, la nivel de sate, cu oamenii nu au specialiști deloc și noi ce vorbim? Noi ne comparăm cu sectorul real? Păi dar sectorul real e și firesc să aibă salariu mai mare. El muncește, el ia credite, el are riscuri, dar ministrul ce riscuri are, mititelul? Când ne bagă pe noi în datorii pe toți și lui trebuie pentru asta salariu mai mare, care e plătit tot din banii mei? Noi 20 minute urmă am vorbit despre cadre didactice, lipsă. Nu sunt.
Eu n-am fost nici într-o primărie în care să fie toți angajații angajați. Nu sunt, oamenii nu vin. Nu vin. Dar primarul care are un sat de 5.000 de locuitori, salariul lui este de 12.000 de lei. Dar el gestionează un buget de 500 de milioane, de exemplu, sau 50 de milioane. Lui nu-i trebuie de majorat salariul. Dar el poate da banii ăștia, poate trebuie de investiți pentru a școli toți primarii să scrie proiecte la Uniunea Europeană, dacă tot mergem spre Uniunea Europeană. Noi ne vom trezi că vom avea statut de țară candidat și vom merge încolo și vom avea acces la fonduri. Dar nu vom avea primării care să aibă proiecte, pentru că nu este nimic care să le scrie proiecte. Și ne vom trezi și vom zice, dați-ne, vă rog, niște bani ca noi să educăm oamenii noștri, că deja suntem acolo. Dar poate lucrurile astea trebuie prevăzute din timp. Nu cu miniștrii. La deputați s-au majorat, la miniștri s-au majorat, la judecători s-au majorat. Dar care sunt prioritățile statului Republica Moldova și a guvernului? Nu oamenii. Și oamenii o duc greu, pentru că noi am vorbit că pandemie, criza energetică și războiul. Agenții economici o duc din ce în ce mai greu și n-au din ce întoarce creditele. Noi majorăm la miniștri salariul. Așa. Ce se întâmplă de pe SRM și șor? Pleacă deputați pe un cap, consilieri, un președinte de raion. Vă întreb părerea ca președinte de partid. Ce vedeți dintr-o parte? După mine sunt triste astfel de lucruri. Eu nu cred că ele sunt curate, eu nu cred că ele sunt sincere, eu nu cred că ele sunt oneste, nici pentru partidele respective, dar nici pentru oameni. Eu tot timpul migrările astea de la un partid la altul le-am văzut foarte sceptic, deși și eu în experiența scurtă a mea, experiență de politician, am văzut că oamenii migrează acolo unde e mai bine. Dar mai bine acolo, oriunde e motivat financiar, unde s-au promis ceva, dar pe interes. Și pentru mine asta e trist. Faptul că mergem, vrem să ne retragem din adunarea interparlamentară CSI, salutăm, nu salutăm? Nu văd nimic rău, pentru că rolul Moldovei era oricum unul ineficient acolo și slab prezent. Noi n-am valorificat niciodată prezența noastră acolo și n-am profitat nici de instrumente, dacă era de profitat. Îmi aduc aminte declarațiile speakerului Parlamentului, domnului Grosu, când declara în 2021 că noi trebuie să valorificăm participarea noastră în cadrul CSI-ului. A, până la începerea războiului. Până la începerea războiului. Și după război ele s-au schimbat radical, ceea ce este și firesc. Îmi amintesc că și de vizitele ministrul nostru de externe, domnul Popescu, cu Lavrov se întâlnise, dar retorica acum s-a schimbat din cauza agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și mie mi se pare un lucru firesc. Mai ales că Republica Moldova nu are de câștigat nimic din participarea noastră în cadrul CSI-ului. Clar. Domnul Codreanu, eu vă mulțumesc tare frumos că ați fost adunat la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici. Mulțumesc și multă sănătate. Să trăiți, doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.